O nouă ediție a rubricii Pauza din Nuntă. Mă aflu la o nuntă foarte frumoasă în județul Cluj și am o deosebită plăcere și onoare să colaborez astăzi cu un de cei mai renumiți DJ din zona Clujului, Turda, Câmpia și zonele limitrofe. Este vorba de Andrei Gârbo, un tânăr pasionat de muzică, un om care pune muzică de mulți 15 ani, aproape. 15 ani, oameni buni, o viață de copil. Și am zis că neapărat trebuie să povestesc un pic cu el, pentru că unul la mână trebuie să ne spună ce mai face și doi la mână am observat din anumite postări de ale sale pe social media, a fost într-un concediu, un concediu cred că a fost cel mai tare concediu ever, dar despre toate astea o să ne spună Andrei în cele ce urmează. Te salut, bărbatul. Salut, Adrian. Da, uite, venim după un sezon lung de evenimente în care am legat prietenii noi, am cunoscut oameni noi, am fost în locuri noi, super, super. Deci de la 12 ani ziceai că... Da, de la vârsta de 12 ani. Pentru toate domnișoarele, nu doamnele, pentru toate domnișoarele, el este single. Da, deci dacă e, are 30 și, deci e ok. Da. Măi, zi-mi un pic cum ți se par nunțile de acum 10 ani, comparativ cu ce avem în sezonul ăsta. Nunțile de acum 10 ani erau mai simple, erau mai... nu erau pretenții atât de mari și atât de ridicate ca și acum. Oricum făcea era bine, ok, s-o termine și... S-a mai emancipat lumea un pic, așa? S-a mai emancipat, s-a dezvoltat, ascultă muzică, ascultă toate genurile de muzică. În principiu e într-o continuă dezvoltare. Cum ți se pare nunta de astăzi? Nunta de astăzi este o nuntă frumoasă, o nuntă simplă, chiar este o nuntă simplă, unde în 10-15 minute așteptăm să termine solistul, să mergem să rupem ringul. Da, pe de asta am zis pauza din nuntă, am introdus-o în rubrica asta, pentru că chiar facem o pauză din nuntă, da. Nunta e jos și noi suntem sus, deci n-am fugit nicăieri. Exact. Zi-mi, te rog, de concediul ăsta, interesant, unde ai fost? Deci am fost în august în concediu, unde m-am împrietenit cu un DJ de la resort unde eram eu cazat. În ce țară? În Turcia. În Turcia, ok. Așa, și mi-am împrietenit, seara era seara de club, am zis să mă lasă să pun o piesă, am pus o piesă, ne-am dezvoltat. A doua zi s-a făcut un super party la noi în resort, afară, în aer liber, pe scenă, pe asta, foarte, foarte bine organizat și foarte crazy, a fost foarte nebun party-ul, unde mi-a făcut semn să mă duc și eu pe scenă să pun și o muzică. Evident că am onorat invitația. Și am făcut un super show, o super distracție, în care șeful resortului era acolo, m-a chemat până la el să mă întreb de unde ies, cum îs, ce fac, cu ce mă ocup, cât stau la ei. Și mi-a propus peste două zile, cum ar veni, să mergem să facem un super party, pentru că era la trei resorturi, era patru. Și am dus la resort și am făcut un super party. Urmează să onorez încă o invitație tot în Turcia la sfârșitul sezonului. Orice. Da. Deci chiar a fost un concediu. Da, a fost o chestie, da, care marchează oarecum cariera și, nu, e altceva. Zi-mi, te rog frumos, cum vezi tu DJ-ul de festival comparativ sau versus DJ-ul de evenimente, na, private, nunți, botezuri și așa mai departe? Un DJ de festivaluri, zic eu, că se poate pregăti anume, doar pe câteva genuri și el își merge și își face treaba cum și-o pregătit-o, dar la evenimente se întâmplă lucruri imprevizibile, trebuie să fii acolo, trebuie să citești mult oamenii, trebuie să îi simți, să nu-i pierzi pe ring, să tot crești, să scazi volume, BPM, viteze, chestii. Tu ce tip de DJ ești? De evenimente, de parcă n-aș știu eu, dar mă rog, ca să știi lumea. Categoric de evenimente, momentan doar de evenimente. Și ce gen îți place să pui cel mai mult? Genul meu cel mai care îmi place este retro și da, și dans în doi îmi place foarte mult și blues-uri și toate chestiile. Am văzut că l-ai scos luna la dans printr-o selecție extraordinară a împăratului Biță Munteanu. Da, 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 categoric. Perfect, oameni buni, el este Andrei Gârbo, dacă credeți că vă poate ajuta cu ceva, el este aici,
Este încă o dată un colaborator foarte bun de-al meu. Am făcut niște evenimente foarte, foarte reușite cu el. Turda Cluj, Luduș, am avut câteva party-uri. Râd cu Andrei că știm de ce. În orice caz, dacă credeți că vi se potrivește pentru evenimentul dumneavoastră, căutați-l pe Facebook, pe Instagram. Încă o dată este foarte bun și mai mult ca sigur se pliază pentru evenimentul vostru. Noi ne vedem și ne auzim, ca așa ne place nouă, să mai facem câte o pauză din când. Vă pup! Vă pup!